În ultimii ani, sectorul agricol din țara noastră este supus unor schimbări esențiale. Este vorba despre digitalizarea activă a afacerilor și înființarea plantațiilor conform celor mai moderne tendințe. Acest lucru îi face pe fermieri să apeleze la serviciile companiilor de proiectare, deoarece o temelie puternică le poate garanta dezvoltarea unei afaceri profitabile. Unul dintre puținii antreprenori care a decis să deschidă o companie de proiectare în agricultură este Eugeniu Gudumac. Potrivit lui, ideea de a fonda o astfel de afacere s-a bazat pe dorința de a îndruma fermierii să aplice tehnologii corecte de înființare a unei plantații multianuale, chiar din prima zi. Noi am dezvoltat-o cu 9 ani în urmă, nu acum. Deci, până acum, până la etapa de dată, noi avem proiectate sau mai mulți de 500 de beneficiari, avem făcute, adică ca livez. Livez superintensivi, clar că între dânsele sunt o parte și de livezi clasice, asta este imposibil fără livezi clasice, dar majoritatea, dacă ne comparăm noi anual ceea ce proiectăm, cred că undeva 70-80% din proiectele care le facem, noi sunt pe livezi superintensivi. La etapa inițială, echipa de specialiști se deplasează în teren pentru lucrări de evaluare. Cu ajutorul tehnologiei GPS se iau coordonatele terenului dat pentru a crea o hartă digitală. Vedem în primul rând terenul. Unde este amplasat, cum este amplasat, care sunt speciile care el se gândește să le înființeze pentru proiectare. Totodată, la ieșire în teren, adică o echipă formată din 3-4 persoane, deci, în funcție de amplasare terenului se lucrează cu GPS-ul, se iau coordonatele terenului, se vede posibilitatea față de corpurile existente față de cel teren, deoarece sunt diferite terenuri, sunt terenuri care sunt pe el amplasate conducte de gaz sau magistrale de gaz, sunt linii de tensiune înaltă, sunt magistrale de irigare, sunt deja amplasate pe terenul celălalt. După ce au fost analizate toate datele necesare pentru înființarea plantației, se procede la elaborarea proiectului propriu-zis. După care, noi ținem livadă reală de pe sectorul în cauză. Adică dacă are lungimea 20 metri între 4 cm, înseamnă că are 20 între 4 metri. Așa la noi este desenul arătat în calculator, așa și este natură. Asta este. Totodată, după ce facem asta, datele astea le importăm înapoi în GPS și facem transportarea în natură. Locul la fiecare stâlp, dacă este necesar, locul la fiecare pom, putem să-l punem pe GPS, tot asta ne arată reală în natură. Odată ce proiectul este finalizat în format electronic, toate datele se introduc înapoi în GPS, iar ulterior, cu ajutorul acestuia, are loc transpunerea lor în teren. Pe lângă amplasarea detaliată a limitelor terenului, sistemul GPS permite și instalarea cu maximă exactitate a tuturor elementelor de construcție și suport a viitoarei plantații. Ceea ce ați văzut pe disenie, pe schițele de pe calculator, cum este liniile deasupra sau plasa, asta este realitatea aici, în câmp. Fiecare pom poate fi plantat cu GPS-ul și asta este foarte, foarte ușor și foarte convenabil. Dar cel mai convenabil când se lucrează cu GPS-ul și mai ales când se gândește la livadă superintensivă, asta este amplasarea sistemului de suport, deoarece el trebuie să fie foarte exact și foarte corect. Totodată, cu ajutorul lui avem un teren aici un pic mai plan, dar dacă avem un teren cu denivelări, deci el ne ajută să avem un sistem de irigare cât mai corect să-l facem. Ca să alegem corect țeava, lungimea rândurilor, toate astea influențează lucrarea și în special în sistemul de proiectare. Potrivit specialiștilor, utilizarea GPS-ului în proiectarea plantațiilor multianuale asigură precizie sporită la determinarea locului de plantare, instalarea sistemului de susținere și altele. Totodată aceasta prevede operativitate, calitate și forță de muncă redusă, iar o proiectare corectă în faza inițială garantează o plantație multianuală profitabilă.